prins mai ceva ca o telenovelă petrecerea asta. Vă spun cinstic, asta cu ochii pe ei, să văd care încotro se uită, pentru că nu mai înțeleg nimic. Fetele sunt toate distrate, dansează. Anemona a fost o supărată, a ieșit afară crezând că Antonio va merge după ea. Antonio s-a relaxat când a plecat Anemona și a venit către grupul acesta unde era Maria, Irina, Roberto, a fost și Dani, Diana. La un moment dat s-a întors Anemona extrem de țepoasă, așa se învârtea pe acolo. S-a dus către Antonio cu gesturile ei, știți care. Apoi a plecat iarăși Anemona în casa băieților, crezând că o va urma Antonio. Antonio nici de cum imediat s-a relaxat și a venit către fete. Ciudățenie maximă, sincer, nu am cuvinte. Într-un final a venit Anemona după ce s-a dus în casa băieților, foarte țepoasă, și a venit și s-a uitat direct în ochii lui Antonio, direct la el țintă s-a dus, s-a uitat în ochii lui și el a început să danseze cu ea.